A fost o zi lungă, o zi încărcată de roade, o zi în care s-au confruntat aici la Șimleu minți ascuțite. Eu vă felicit pentru felul în care ați știut să fiți astăzi elevi, concurenți și mai ales pentru faptul că mulți dintre voi în această seară vor fi laureați. În continuare, pentru a face un rezumat al acestei zile fructuoase, îi voi da cuvântul promotorului acestui concurs, sufletul acestui concurs, și anume domnului lector, doctor în matematică, Cătălin George Țurcaș. Înainte de a mâna microfonul, îi mulțumesc pentru tot ceea ce face, că a fost elev al școlii noastre, pentru că acest concurs să aibă puls și să aibă viață. Mulțumesc! Vă mulțumesc și eu foarte mult și vreau să mulțumesc tuturor celor care s-au implicat în organizare. În primul rând mulțumesc primăriei că a considerat oportun să continue acest concurs. Mie mi-a fost dor, sper că și vouă v-a fost dor de concursuri. Le mulțumesc celor de la școală care se ocupă de tot ceea ce vedeți aici. Și vă mulțumesc vouă și profesorilor voștri și părinților voștri că ne onorați cu prezența. Ne-am străduit să alegem probleme cât mai potrivite, nu știu dacă ne-a ieșit. Dar noi vă felicităm pe toți și vă spunem că de la fiecare ediție învățăm și noi ceva. Ne gândim tot timpul că n-am ales problema potrivită, n-am pus-o în ordinea potrivită și încercăm să ne îmbunătățim de la an la an. O scurtă precizare, înainte să îi dau cuvântul domnului primar și să înceapă premiera, este aceea că dacă cineva dintre voi n-a ajuns să-și ia banii atunci când a fost strigat și ajunge până la finalul festivității de premiere, poate să ridice premiul un ban de la doamna Carmen din partea primăriei. Deci să știți lucrul acesta, dacă ajungeți până la finalul premierii. Da? Felicitări încă o dată tuturor, vă așteptăm și la anul și mult succes în următoarele concursuri din anul acesta. Țineți minte, scopul acestui concurs este să vă introducă în febra olimpiadelor de anul acesta. Este primul concurs și să sperăm că veți evolua tot mai bine. Da. Felicitări! Să-i dau cuvântul domnului primar să... Mulțumesc frumos! O să fiu foarte rapid și scurt, pentru că stăteam aici și mă uitam la voi și mă gândeam așa cum mă simt comparativ și senzația că e aia, știți cum e când se sună, trec două minute și două, trei minute și stai așa că rep și bați de picioare că nu pleacă profesorul odată. Așa așteptat și voi să încep premierea. Deci nu o să mă lungesc. În primul rând vreau să vă felicit încă o dată pentru tot ceea ce ați făcut, pentru că ați ales să fiți implicați în astfel de activități astăzi și în această perioadă. În egală măsură, dincolo de felicitări, sunt convins că sunteți cu toții adevărații câștigători, pentru că la fel cum Cătălin amintea adineauri, vă pregătiți pentru concursurile care urmează. Acest concurs are menirea de a vă introduce, să zic, în febra olimpiadelor și cred că prestigiul pe care îl generează acest concurs și nivelul pe care îl propune nu face altceva decât să vă asigure o pregătire, să zic, sau o intrare cât mai bună în acea febră despre care vorbea el și voi sunteți adevărații câștigători, pentru că sunt convins că atunci când va veni vremea olimpiadelor veți fi acolo fruntași. În egală măsură vreau să mulțumesc încă o dată comisiei pentru tot ceea ce a făcut astăzi aici, pentru cum s-au desfășurat lucrurile. Și dincolo de asta, întregului personal care s-a îngrijit de acest concurs, atât de la școală cât și de la primăria orașului Șimleu Silvaniei, pentru ca lucrurile să se întâmple conform și dumneavoastră să nu simțiți nicio sincopă, în spate a stat efortul a multor oameni. În urmare le mulțumesc și lor foarte, foarte mult pentru tot.
În egală măsură, ca să ajung la premiere, vreau să vă mai spun un lucru pe care l-am apreciat foarte mult. Întâmplarea a făcut că eram cu Cătălin și cu colegii lui de la facultate când selectau culegerile, cărțile premiu. Și mi-a apreciat foarte mult pentru că au luat-o pe fiecare în parte, luau, nu știu, premiul 2 la clasa a 11-a. Se gândeau ce carte ar fi cea mai potrivită pentru acel nivel. Și asta înseamnă că se gândesc dincolo de o simplă premiere, se gândesc la o formare continuă a voastră și la o evoluție a voastră. Adică nu vă vor să fiți doar premiați astăzi aici, vă vor să fiți mai buni mâine, peste un an și peste doi. Vă felicit și vă urez mult succes în tot ceea ce veți face. Mulțumim. Vom începe premierea de la clasa 5-a, conform tradiției. Premiile sunt acordate, premii substanțiale acordate de Primăria Orașului Șimleu Silvaniei. Mențiunile, elevii care au obținut mențiuni vor primi premii pentru o bună organizare, după ce veți urca pe scenă și veți primi medalia și diploma de la domnul primar. Vă rog să semnați borderoul pentru că veți primi și sume în bani, premianții. Putem folosi microfonul acesta? Vă rog. Se poate? Mulțumim frumos! Așa încât începem cu clasa 5-a, se acordă mențiunea 3 elevei Gaidoș Ana Nicol, din clasa 5-a de la Colegiul Național Silvania, Zalău, județul Sălaj. Felicitări! Ai intrat cumva, Gaidoș Ana? Uitați ce la fix ce sincronizare. Se vede că matematica e știință exactă. În egală măsură se acordă mențiunea a treia, totodată, elevei Fernia Diana, de la Colegiul Național Gojdu din Oradea. Mai departe, mențiunea a doua se acordă elevului Șerban Vlad Ioan, de la Școala Gimnazială Grigore Sila și din Beclean. Mențiunea a doua se acordă elevului Antonio Robert Sebastian, de la aceeași școală din Beclean. Mai departe, mențiunea întâi se acordă elevului Pișcoran Alexander, de la Colegiul Național Vasile Lucaciu Baia Mare. Trecem la premii și începem cu premiul 3, care se acordă elevului Ciurbe Bogdan Radu, de la Colegiul Național Silvania Zalău. Premiul al doilea se acordă elevului Schubert Victor, de la Colegiul Național Racoviță din Cluj-Napoca.
Premiul întâi la categoria clasei a 5-a, se acordă elevului Sacaci Urare de la Colegiul Național Emanuel Gorgiu din Oradea. Trecem la clasa 6-a și este o coincidență acum la mențiunea 3-a și trebuie să fac o mențiune eu, așa administrativă. În regulamentul concursului este prevăzut, având în vedere că suntem gazde și facem un efort și vrem să stimulăm, dincolo de performanță în general, să stimulăm apetitul elevilor și șimleoani spre performanță. Primăria acordă un premiu în bani în plus elevilor care obțin elevilor din Șimleu care obțin mențiuni sau premii la acest concurs, așa încât să ne înțelegeți dacă cei care primesc mențiune nu sunt cazuri multe, din Șimleu primesc și bani. O zic să fie transparent, să nu avem discuții sau ceva. Așa încât acordăm mențiunea a treia elevei Torje Iulia Maria de la Școala Gimnazială Silvania. Acordăm mențiunea a treia elevului Pișcoran Rareș de la Colegiul Național Vasile Lucaciu Baia Mare. Mențiunea a treia se acordă elevului Fernea Andrei de la Colegiul Național Emanuel Gorj de Oradea. Mențiunea a doua se acordă elevului Furcea Răzvan de la Liceul Teoretic Nicolae Bălcescu Cluj-Napoca. Da. Se acordă elevei Socaciu Andreea de la Colegiul Național Emil Reacoviță Cluj-Napoca, mențiunea a doua. Din păcate nu e, dar dacă cumva... sau... a... mă iertați, n-am observat. Nu? Mențiunea a doua se acordă elevului Nemeș Tudor de la Colegiul Național Vasile Lucaciu Baia Mare. Se acordă elevului Vanciu Alexandru de la Colegiul Național Vasile Lucaciu Baia Mare, mențiunea întâi. Trecem la premii și acordăm elevei Pintea Flavia de la Colegiul Național Vasile Lucaciu Baia Mare. Premiul al treilea. Premiul al doilea se acordă elevului Cârcu Alexandru, de la Colegiul Național Racoviță din Cluj-Napoca.
din păcate lipsește. Acum să vedem provocarea la premiul întâi. Se acordă premiul întâi elevului Mitran Tudor de la Colegiul Național Emil Rahoviță Cluj-Napoca. Trecem la clasa 7-a. Acordăm mențiunea 3-a elevului Man Eduard Nicolae de la Școala Gimnazială Silvania. Mențiunea a treia se acordă elevului Beleneș Andrei, de la Colegiul Național Onisivor Ghibu, Oradea. Elevei Teujdea Ana Marias, îi se acordă mențiunea a doua, de la Colegiul Național Emanuel Goș de Oradea. Mențiunea întâi se acordă elevului Mureșan Luca, de la Colegiul Național Mihai Eminescu, Satul Mare. Tot mențiunea întâi se acordă elevei Iacob Maria Teodora, de la Colegiul Național Silvania Zalău. Trecem la premii și acordăm premiul al treilea. Elevei Murărița Nadia, de la Colegiul Național Emil Rahoviță Cluj-Napoca. Acordăm premiul al doilea elevului Mate David de la Școala Gimnazială Dacia Târgu Mureș. Se acordă premiul întâi elevului Pele Dragoș, de la Colegiul Național Emanuel Goș de Oradea.
și ultima clasă de la nivelul 5-8, acordăm mențiunea a treia elevei Rad Viorela Valentina de la Centrul Județean de Excelență Zalău. Acordăm mențiunea a treia elevului Buhan Matei de la Colegiul Național Vasile Lucaciu Baia Mare. Mențiunea a doua se acordă elevului Sabo Andrei de la Colegiul Național Ragoviță din Cluj-Napoca. Mențiunea a doua se acordă elevei Pop Săvan Carla de la Colegiul Național Vasile Lucaciu Baia Mare. Mențiunea a doua se acordă elevului Gligor Andrei de la Colegiul Național Emanuel Gojdu Oradea. Mențiunea întâi se acordă elevului Davija Pau Constantin de la Școala Gimnazială Octavian Goga Baia Mare. Am văzut de la Baia Mare doar Vasile Lucaciu. Trecem la premii. Se acordă premiul al treilea elevului Bolohan Vlad Tudor de la Complex Educațional Lod Reut București. Premiul al doilea se acordă elevului Luca Vlad, de la Colegiul Național Emil Racoviță, Cluj-Napoca. Premiul întâi se acordă elevului Pop Liviu Dorel de la Colegiul Național Vasile Lucaciu Baia Mare. Trecem la liceu și acordăm mențiunea 3 elevului Mureșan Paul de la Colegiul Național Vasile Lucaciu Baia Mare. Mențiunea a doua se acordă elevului Șerban Andrei de la Colegiul Național Emanuel Gojdu Oradea.
mențiune a doua se acordă elevului Neac Tudor de la Colegiul Național Racoviță din Cluj-Napoca. De la același colegiu vine Rusia Bogdan, căruia se acordă mențiunea întâi. Ajungem la podium și acordăm elevului Paruș Ștefan, de la Colegiul Național Emanuel Gorj de Oradea, premiul al treilea. Premiul al doilea se acordă elevei Sturs Miruna de la Colegiul Național Emanuel Gorj din Oradea. Și premiul întâi se acordă elevului Chișa Alexandru de la Colegiul Național Racoviță din Cluj-Napoca. Trecem la clasa 10-a. Aici pe surse doar am înțeles că subiectele au fost un pic mai speciale și vă felicit în plus. Așa. Și acordăm mențiunea a treia elevului Pop Tudor Andrei de la Colegiul Național Vasile Lucaciu din Baia Mare. Măsură, mențiunea a treia se acordă elevei Dobra Gloria de la Colegiul Național din Racoviță din Cluj-Napoca. Mențiunea a doua se acordă elevului Vaida Șerban de la Colegiul Național Emanuel Gorj din Oradea. Se acordă mențiunea întâi elevei Harm Daria de la Colegiul Național Emanuel Gorj din Oradea. Trecem la premii și acordăm premiul al treilea elevului Loga Patrick de la Colegiul Național Silvania Zalău. Premiul al doilea se acordă elevei Pojum Eliza de la Colegiul Național Miracovice Cluj-Napoca. Thank you.
Iar în cele din urmă, premiul întâi se acordă elevului Șerban Radu de la Colegiul Național Unirea din Târgu Mureș. Clasa 11-a. Mențiunea 3-a se acordă elevului Maxim Andrei de la Colegiul Național Silvania Zalău. La anul, în funcție de tine. Mențiunea 3-a se acordă elevului Andro Răzvan, de la Colegiul Național Emanuel Gojdu din Oradea. Mențiunea 2-a se acordă elevei Faur Ștefania de la Colegiul Racoviță din Cluj-Napoca. Mențiunea 1-a se acordă elevului Sădeanu Petru Alex, de la același colegiu din Cluj-Napoca. Ca să nu existe neclarități, la clasa 11 există două premii întâi și un premiu al doilea, nu există premiu al treilea. Așa încât acordăm premiul al doilea elevului Coljuco Virgiliu de la UTLT Ion Creangă din Republica Moldova. Mulți ar zice că vine din componenta internațională a acestui concurs. Mie îmi place să-i spun că e aceeași componentă națională, pentru că Moldova și România suntem aceeași țară. Primul premiu întâi, sau cum s-o spun, se acordă elevului Știrbu Andrei, de la Colegiul Național Vasile Lucașu, Baia Mare. În egală măsură, premiul întâi se acordă elevului Robu Dacian de la Colegiul Național Vasile Lucașu Baia Mare. Același punctaj. În cele din urmă ajungem la absolvenți.
Se acordă mențiunea a treia elevului Marcu Mihai de la Colegiul Național Emil Racoviță Cluj-Napoca. Mențiunea a doua se acordă elevei Năsăudean Maria, de la același colegiu din Cluj-Napoca. Elevului Potfălian Andrei se acordă mențiunea întâi, de la același colegiu național Emil Racoviță din Cluj-Napoca. Precum la clasa 11 și la clasa 12 sunt două premii, 2 și un premiu 1. Se acordă elevei Milia Ioana, de la Colegiul Național Mihai Eminescu din Satul Mare, premiul al doilea. Premiul al doilea cu același punctaj se acordă elevei Ilieș Ariana de la Colegiul Național Emanuel Goș de Oradea. Cele din urmă, premiul întâi la clasa 12-a se acordă elevului Cava și Eduard de la Colegiul Național Emil Racoviță Cluj-Napoca. Eu vă mulțumesc frumos încă o dată pentru tot, vă felicit pe toți pentru că sunteți cu toții adevărați câștigători și vă urez atât vouă cât și familiilor voastre sărbători frumoase, un Crăciun cât mai bun, cât mai frumos și un an nou cu cât mai multe împliniri. Doamne ajută! Îi invit pe premianți să-și facă o poză de grup, să imortalizăm acest moment extraordinar al serii de azi. Cu medaliile în gât, evident. Toți copiii care au fost premiați astăzi seară sunt așteptați pe scenă.